Care va fi, credeți că va fi cel mai mare impediment în această campanie de vaccinare? Manipularea. Cea mai mare problemă cu care se va confrunta guvernul? Manipularea și teoriile conspirației. Ele au fost cultivate împotriva multor tipuri de vaccinuri în decursul anilor. Din păcate, e o mișcare care a acumulat aderenți, inclusiv sprijinită probabil din alte zone externe României și care, de fapt, urmărește același obiectiv clasic al campaniilor de intoxicare. Slăbirea încrederii oamenilor, cetățenilor, în instituțiile statului. Deci dacă românii nu au încredere în instituțiile statului, slăbești de fapt democrația, dai ocazia unor partide extremiste să apară și am văzut în unele sondaje chiar că există riscul pătrunderii unor forțe anti-europene în Parlament și sper din suflet să evităm acest scenariu și repet, asta ar fi cel mai mare pericol. Deci noi toți ca actori în arena publică avem o mare răspundere să dăm un exemplu românilor că vaccinarea este sigură, este testată de cele mai mari minți ale omenirii și până la urmă sute de milioane de oameni se vor vaccina, tocmai ca să revină la normalitate și pentru că aceste vaccinuri sunt sigure.